Muzaffer a văzut-o pe Aisân la timp pentru a opri mașina și nu a accidentat-o. Zeynep o anunță pe Nefise că au găsit-o pe Aisân, apoi Nefise pleacă liniștită cu Muzaffer. El o duce la magazin pentru a-i cumpăra o ținută pentru evenimentul la care va anunța că Nefise este imaginea firmei lui. Proprietarul casei în care locuiește Nefise vrea să demoleze casa și îi scoate afară pe copii și lucrurile lor. Însă după ce el pleacă, ei intră din nou în casă. Emre o caută pe Nefise la firmă și acasă la Muzaffer, dar Azimei îl împiedică să ajungă la ea. Onur și Zeynep se întâlnesc din nou, iar atracția dintre ei crește rapid. Ahmed îi vede împreună și întâi îl avertizează pe Onur să se îndepărteze de ea, dar când îi vede din nou împreună în parc vrea să le bată. Nefise se pregătește pentru evenimentul ce va avea loc acasă la Muzaffer. Tugbai întinde o capcană a femeii care i-a luat locul în inima și în compania lui Muzaffer. Cu ajutorul lui Serife îi rupe tocul pantofului, iar evenimentul se încheie când Nefise cade pe scări. Muzaffer o duce la spital și din fericire nu se a ranit grav, dar el insistă să rămână acasă la el peste noapte ca să o supravegheze și să se asigure că este bine. În ziua următoare la vila are loc evenimentul amânat. Muzaffer zice lui Nefise că nu o va lăsa să se întoarcă în cartier și că vrea ca ea să locuiască în vila lui. Copiii rămân fără adăpost când proprietarul demolează casa și se duc la vila unde lucrează mătușa lor pentru a se găsi mama. Ajung în momentul în care Muzaffer o prezintă pe Nefise ca fiind noua imagine a companiei lui.